Femeia în vârstă de 59 de ani se deplasa spre casă pe o stradă din zona Împărat Traian. Botoșaneanca a trecut pe lângă un cămin de scurgere al apei de la Nova Paserv, în jurul căruia se formase o groapă din cauza ploilor. Femeia a văzut craterul, dar a călcat alături, moment în care terenul s-a surpat sub ea și a căzut la câțiva metri adâncime. Speriată, a început să țipe și a fost auzită de câțiva locuitori din zonă. Oamenii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns pompierii. Vă doare ceva, doamnă? Ești bine? Vă doare ceva? Acolo, da? Hai, tu veniți ambulanță. Da, 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 da. Doamnă, până una alta, țineți brigată, da? Cu ajutorul unei scări, pompierii au coborât în groapă și au adus femeia la suprafață. Aceasta a fost predată unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și pentru a fi transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Femeia s-a lovit în partea stângă a pieptului, la coaste. Abia după acest incident, zona a fost împrejmuită.